Bun găsit de la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui! Prin intermediul proiectului muzeal Exponatul Lunii, pentru această lună în care România omagiază pe 29 aprilie Ziua Veteranilor de Război, Muzeul Vasluian propune lucrarea în ulei pe pânză Veteranii Vaslueni, în viziunea cunoscutului pictor și grafician contemporan român Corneliu Vasilescu. Tabloul Veteranii Vasluieni este o compoziție cu patru personaje masculine reprezentând veterani de război ajunși la vârsta senectuții. Personajul din prim planul lucrării este îmbrăcat în uniformă militară și este redat în picioare. Acesta are trăsăturile figurii legendare a plutonierului major Constantin Țurcanu, vasluianul care a transformat o poreclă în renume, sergentul Peneș Curcanul, din poezia lui Vasile Alexandrie. În planul secund sunt celelalte trei personaje, veterani în vârstă, purtând decorații, chipuri care evocă faptele de arme și eroismul ostașilor regimentului Vasluian, eroi ai războiului de independență 1877-1878. În imaginarul fiecărui privitor, personajele acestei lucrări pot fi și veterani ai celui de al doilea război balcanic 1913, ai primului război mondial sau ai campaniei armatei române din Ungaria 1919. Pentru a realiza o rezolvare plastică cu un înalt grad de autenticitate, pictorul Corneliu Vasilescu dezvoltă în această lucrare abilități figurative ce contribuie la personalizarea stilului propriu. În tabloul Veteranii Vasluieni, Corneliu Vasilescu soluționează probleme de compoziție și de culoare, pictând cu anumită prospețime chipul sergentului Peneș Curcanul și chipurile veteranilor vasluieni cu naturalețe și tentă reflexivă, privind trecutul glorios al armatei române. Cromatica stă sub semnul îndemnului măsurii, cu un colorit rafinat cu tonuri și tente deschise ale perechilor de culori complementare albastru-oranj și galben-violet, folosite pe o construcție viguroasă. Lucrarea este semnată și datată stânga jos, C. Vasilescu, 1977, fiind realizată în anul centenarului războiului de independență al României, anul 1977. Asemenea altor lucrări ale artistului dedicate eroilor neamului românesc, începând cu voievodul Ștefan cel Mare, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cugălnicianu sau portretul Peneș Curcanu, și compoziția Veteranii Vasluieni reprezintă o seamă de particularități ale viziunii artistice ale lui Corneliu Vasilescu, rezolvări picturale bazate pe un limbaj modern ce cuprinde soluții plastice în abordarea portretului și a compoziției figurative. Corneliu Vasilescu s-a născut în Bârlad la 23 octombrie 1934. Între anii 1968-1974 a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu București, secția pictură la clasa profesorului Gheorghe Șaru. Cu activitate bogată în domeniul artelor plastice, Corneliu Vasilescu a participat la numeroase expoziții în țară și străinătate, ajungând să fie recunoscut drept un reprezentant al expresionismului abstract în România, maestru gestualismului românesc. A decedat la 26 februarie 2023 la București. Abordând creația personală de pe bazele unei bogate culturi artistice, dar și filosofice, artistul Corneliu Vasilescu se înscrie în prelungirea tradițiilor coloriștilor români, care îmbină un temperament tumultos, avid de spațiu și de mișcare, cu un spirit riguros ce domină autoritar elementele limbajului plastic. În încercarea de a crea o artă originală și o marcă stilistică proprie, rezolvările picturale l-au transformat pe Corneliu Vasilescu într-un colorist rafinat, care a eliminat treptat din limbajul său artistic reperele figurative și referirile la concret. În aprecierile criticilor, Corneliu Vasilescu apare ca o persoană spontană și sensibilă, cu o viziune abstractă asupra compoziției, riguros în aranjarea armoniilor cromatice. Pânzele sale, de mari dimensiuni, impresionează prin gestica amplă cu volute și arabescuri spontane.
Pictura abstractă a lui Corneliu Vasilescu este considerată o pictură gestualistă datorată stilului liber, direct și impulsiv folosit de artist, care construiește o realitate senzorială încărcată de vibrații lirice și rafinament cromatic. Vă invităm să poposiți la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui pentru a contempla această evocare a eroismului ostașilor regimentului vasluian, ajunși la vârsta semnei tuții, în viziunea pictorului Corneliu Vasilescu.